numesc Lucia Bivu și astăzi vom fi împreună la următoarea lecție la dezvoltarea personală. Astăzi, dragi elevi, vom reflecta asupra economisirii banilor de buzunar și vom încerca să dezvoltăm capacitatea de gestionare a unui buget. Vom face diferența între nevoi și dorințe, dar și vom planifica un buget în limita veniturilor proprii, adică a banilor tăi de buzunar. Află mai departe de ce este atât de util să realizezi o hartă a banilor tăi. Călătoria a început. Putem avea întotdeauna ce ne dorim? De ce nu? Elevi, priviți zidul cu fotografii și alegeți 3 poze care s-ar încadra la categoria dorințe și alte 3 care s-ar încadra la categoria nevoi. După care va trebui să discutăm opțiunile făcute și să încercăm să răspundem. De ce este aceasta importantă în viața mea? Ce ar însemna dacă nu aș avea-o? Ce aș vrea să am să realizez mai târziu în viață, cu ajutorul a unora din aceste imagini, și ce înseamnă aceasta pentru mine dacă sunt băiat sau fată. Și acum, care este diferența dintre nevoi și dorințe? Încercați să explicați cu propriile cuvinte diferența dintre dorințe și nevoi. Găsiți, dacă e posibil, și o definiție pentru ambele. Elevi, există o diferență imensă între nevoi și dorințe. Nevoile este ceva necesar și există o deficiență a unui lucru, așa că avem nevoie de el. Pe de altă parte, dorința este ceva cu care ne asociem plăcerea și egoismul nostru. De exemplu, cineva vrea să cumpere un Mercedes, asta e dorința lui, și nu ceva de care are nevoie cu adevărat. Așadar, dorința este pe placul și pe baza atracției, unde este nevoie de ceva care trebuie îndeplinit în scop practic. Astăzi, majoritatea acțiunilor noastre și procesul de gândire este bazat pe dorință. Indiferent dacă cineva dorește să aibă miliarde de dolari prin orice mijloace. Foarte puțini oameni se gândesc și acționează pe baza nevoilor practice. Nu există niciun sfârșit al dorințelor și obsesiilor în ceea ce privește lucrurile. Pe de altă parte, ele, dorințele, nu sunt vitale pentru bunătatea noastră. Ele sunt un produs al ambiției și viziunii noastre. Nu există ierarhie sau sfârșit al dorințelor. Sunteți de acord? De exemplu, ai nevoie de mâncare, dar dorești o pizza. Nevoile se pot satisface la nivel practic și mai sensibil. Spre deosebire de nevoi, dorințele sunt cele care diferă de la o persoană la alta. De exemplu, o persoană poate dori să dețină o mașină, în timp ce altă persoană poate dori să călătorească într-o țară exotică. Fiecare persoană, așadar, are propria sa listă de dorințe, fiecare având un nivel diferit de importanță. În plus, dorințele se pot schimba într-o perioadă anumită de timp. Gândiți-vă, elevi, acum la propriile nevoi și dorințe. Vă îndemn să notați într-un paragraf scurt pe o hârtie și să indicați cum veți economisi voi bani ca să obțineți și să îndepliniți aceste dorințe. Și acum să citim cu voce tare ideile adunate pentru economisirea banilor. 1. Trebuie să alegem. 2. Trebuie să ne facem un buget. Problema 1 ar fi ce trebuie să avem în vedere înainte de a cumpăra ceva. Problema 2, de ce e nevoie să verificăm câți bani avem. Și 3, e nevoie să verificăm cât costă lucrurile și dacă le dorim noi cu adevărat. Soluția este planificarea unui buget. Un buget are drept scop calcularea în avans a cheltuielilor.
1. Va trebui să examinați o listă cu posibile tipuri de venit care pot fi potrivite pentru cheltuielile noastre. 2. Bugetul personal reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia pot fi rezolvate toate provocările financiare, fiind benefic atât celor care își doresc să depășească un impas financiar, cât și celor care vor să-și planifice drumul spre prosperitate. Află mai departe de ce este util să realizezi o hartă pentru banii tăi. 3. Conștientizezi în primul rând pe ce se duc toți banii. 4. Prin intermediul unui buget, vei identifica dacă veniturile tale sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile curente și dacă îți permit să economisești ori să-ți îndeplinești obiectivele financiare. Desigur, ai putea fi surprins să descoperi că banii nu sunt chiar atât de mulți și că n-ar strica să găsești noi surse de câștig. Și acum un exemplu de card pentru buget. Mirela are, de exemplu, pe săptămână 60 de lei bani de buzunar. Pentru nevoi, creioane noi pentru școală, felicitări pentru aniversarea surorii sale și, la dorințe, are și-ar dori dulciuri și căști. Cum e posibil să-ți realizezi un plan de buget? Iată, aveți aici un exemplu. Colorează graficile în dependență de cât cheltui tu. Vezi dacă veniturile tale, de exemplu banii de buzunar, corespund cu ceea ce cheltui tu. Și, în sfârșit, argumentează de ce ai avut nevoie de următoarele cheltuieli. Unde ai pierdut bani? Unde i-ai cheltuit? Elevi, avantajele planificării unui buget personal sunt... 1. Bugetul personal te ajută să economisești pentru a cumpăra un anumit bun sau ca să îți permiți chiar să mergi într-o vacanță. Având o imagine realistă asupra cheltuielilor, poți să observi mai ușor unde ai putea face o reducere de costuri. Și avantajul 2. Planificarea finanțelor îți oferă o imagine fidelă și realistă a situației tale curente sau viitoare. Prin intermediul unui buget, poți să ții sub control cheltuielile și să îți îmbunătățești câștigurile. Ai șansa de a-ți atinge obiectivele propuse și de a menține un echilibru financiar permanent. Și acum, harta banilor tăi. Cum îți administrezi banii de buzunar când dorești ceva, îți dorești un obiect, dar nu ai resurse suficiente? Cum vei proceda în situațiile de mai jos? Părinții ți-au promis un joc nou, dar au apărut cheltuieli neprevăzute. S-a îmbolnăvit un membru al familiei, iar economiile din pușculița ta sunt sursă de bani pentru casă. Iar și în ultimul rând, prietenul vrea să-și procure un obiect mult dorit, dar nu ajung bani. În afară de economisirea banilor, oamenii pot lua și un împrumut. Dar trebuie să reții. Creditul reprezintă o sumă care poate fi împrumutată și rambursată după un anumit timp. Cu cât perioada împrumutului este mai lungă, cu atât suma plătită ca dobândă va fi mai mare. Debitul reprezintă suma de bani deținută. Elevi, de ce este importantă planificarea propriului buget? Cred că ți-ai făcut notițe și ești gata să răspunzi la această întrebare. Planificarea cheltuielilor îți oferă o imagine fidelă și realistă a situației tale financiare. Pornind de aici, poți să continui. Planifică-ți propriul buget pentru că... Prin controlul veniturilor și a cheltuielilor, o persoană poate să își achite, de exemplu, facturile la timp, reușește să economisească sume considerabile, ori să își satisfacă unele dorințe, fără să rămână în minus la sfârșitul lunii. Așadar, planifică-ți propriul buget. Dacă ai lista nevoilor și dorințelor tale, citește-o cu voce tare.
propune idei pentru economisirea banilor. Și un ultim exercițiu pe final, știu să gestionez banii. Realizați un sondaj și spuneți cum gestionați voi banii în familie. 1. Cheltuieli de sărbători, 2. Cheltuieli lunare, 3. Cheltuieli de Crăciun și 4. Cheltuieli neprevăzute. Vă mulțumesc pentru atenție!